Prietenia dintre comunele Densu și Brieg din Franța durează de aproape 10 ani, iar acum reprezentanții celor două regiuni s-au gândit să concretizeze această legătură și pe hârtie. Astfel, acestea au decis să încheie un acord de înfrățire. O delegație formată din reprezentanții regiunii franceze, în frunte cu primarul comunei Brieg, se află în aceste zile în județ pentru a pune la punct toate detaliile acestui acord de înfrățire, care va aduce avantaje ambelor comunități, atât cele franceze cât și cele hunedorene. La început am ales comuna Densu la întâmplare, după care în timp s-a legat între noi o adevărată prietenie și sunt convins că după ce acest proiect va fi finalizat vom face schimburi culturale, economice și astfel vom dezvolta reciproc comunitățile noastre. Este un real avantaj faptul că am reușit să punem la punct acest proiect de înfrățire cu o localitate din Franța, dintr-o zonă foarte, foarte bogată și bine dezvoltată. Briecu este un exemplu de administrație pentru noi, pentru administrația din Densuș. Este un exemplu pentru fermierii noștri, un exemplu pentru copii, pentru tineri. Acesta este un mare avantaj, să cunoaștem o zonă dezvoltată dintr-o țară europeană cu tradiții serioase în democrație. Autoritățile județene speră ca tot mai multe zone din județul Hunedoara să încheie astfel de parteneriate și să facă schimburi de experiențe cu regiuni din alte țări europene, având în vedere că acestea pot duce la dezvoltarea întregului județ.